Subprefectul de Timiș Raul Ambruș a participat la o dezbatere care a vizat soluții sustenabile de acces pe piața muncii a persoanelor migrante în cadrul unui proiect derulat de UVT Timișoara, ADR Vest și AJOFM Timiș în parteneriat cu instituția prefectului județului Timiș. Acest proiect este deosebit de important pentru județul nostru, un județ unde este în continuare nevoie de forță de muncă, având în vedere rata foarte scăzută a șomajului. Proiectul își propune să sprijine autoritățile publice în accelerarea incluziunii sustenabile a migranților pe piețele locale de muncă, valorificând competențele, capacitățile și abilitățile acestora prin dezvoltarea oportunităților de educație, orientare și învățare. Problema migrației și a integrării migranților a fost și rămâne printre prioritățile instituției noastre. Acesta este și motivul pentru care, de-a lungul ultimilor ani, am derulat împreună cu diverse instituții sau ONG-uri proiecte menite să sprijine soluționarea acestei probleme, transmite Raul Ambruș. La nivelul județului Timiș, problema migrației este gestionată într-un sistem integrat.